La nicio lună după ce un tată și fiul său minor au fost găsiți înecat în Mureș, la Burjuc, un alt bărbat din aceeași localitate și-a găsit sfârșitul în același râu. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara afirmă că, în cazul acestui nefericit incident, nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea unor fapte cu violență anterioare decesului, cauza morții urmând a fi stabilită de către medicina legală care a preluat cadavrul pentru necropsie. Cadavrul bărbatului în vârstă de 69 de ani plecat voluntar din comuna Burjuc a fost găsit în urma căutărilor în apa râului Mureș, în zona anumită Balastieră. Din primele cercetări nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea vreunei infracțiuni cu violență. Cadavrul a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Hunedoara în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Bărbatul de 69 de ani fusese dat dispărut de familia sa încă de luni seara, iar corpul său neînsuflețit a fost găsit în Mureș după mai bine de 24 de ore de căutări.